Protestul organizat de Partidul Șor s-a mutat în fața Procuraturii Generale după ce ieri pe scările clădirii și în parcarea acesteia au fost instalate peste 300 de corturi. Manifestanții au ținut discursuri în care au acuzat guvernarea de prețuri mari și sărăcie. Între timp, mai mulți trecători au sesizat poliția semnalând că unii protestatari își satisfac necesitățile fiziologice printre mașini. Protestatarii spun că nu sunt organizați și nici plătiți. Am venit să te văd, mă, de frumos că ierți. Sio, întrebări sunt? Da, de ce în fața procuraturii? De ce protestarii s-au adunat aici? Nu știu. Așa v-au spus? Nu, așa ne-au spus. Au pentru dreptatea omului, fiindcă e obișnuit tare. Îmi smărească pensiile. Am o nepoată. A fost grupat din copilărie, s-a născut. Grupa întâi. Adică nu, doamna Sandu a ajuns la putere, a tăiat grupa a doua. De lucru, nu se poate aranja. E căsătorie tare, copil. Și nu poate lucra. Toată durerea mea, tot e în sufletul meu. Și eu protestez nu pentru bani, nu pentru... Vreau ca situația în țară să fie normală pentru toți oamenii. Deputata Partidului Șor, Marina Tauber, plasată recent sub control judiciar, a declarat că PCRM lei este aliat. Colegii noștri dragi din opoziție, din partea Partidului PCRM, astăzi sunt aici, alături de noi și vă rog să-i aplaudăm, pentru că orice ieșire este un pas curajos. Cei care sunt alături de oameni sunt cei mai curajoși și desigur că riscă cu propria libertate. Acest lucru deja este clar pe exemplu meu. Pe de altă parte, oamenii care trec prin preajmă susțin că manifestanții au un comportament imoral. Știi, trenduri adevărați și atâta. Foarte mare disconfort. Nu e accesul la oameni. Șoriceii trebuie măturați. Fiecare are dreptul să-și dea părere. Fiecare noi suntem diferiți la cap. Dar trebuie într-un mod cultural, așa organizat, nu lăsăm mizerii după noi, să nu insultăm unii pe alții. Simpatizanții Partidului Șor au organizat un nou protest în centrul capitalei. În cadrul acestuia au avut loc altercații între protestatari și forțele de ordine. După ce li s-a interzis accesul în piața Marii Adunări Naționale, protestatarii s-au deplasat în marș până la sediul Procuraturii Generale, unde și-au instalat corturile.